This here my year. Yeah. Hey, look up here. Up here. This here my tier. Same fit 4 days. 4 days. I grind 4 ways. I play no games. All me, no blame. Ronaldo, bine ai venit la Farul. Ce te-a determinat să alegi să evoluezi pentru formația noastră? Mulțumesc. În primul rând, am terminat cu corona pe care amiabilă. Vreau să-i mulțumesc directorului Pavel Golanski pentru suport și încredere acolo, tuturor președintele Lucaș și tuturor din familia Coronei. Sunt foarte fericit că am venit la Farul. Am negociat în 30 de secunde totul, am fost sunat, m-au întrebat ce am vrut, am spus și am acceptat. A fost, cred că, cea mai scurtă negociere pe care am avut-o și cred că a fost cele mai inteligente și inspirate 30 de secunde pe care am avut în viața mea. Sunt fericit că am venit să joc alături de campioni, de o echipă cu obiective mari și vreau să mă bat la titlu și la grupele Ligii Campionilor. Tu ai fost la juniori aici, la Academia Hagi, cunoști conceptul, cunoști ce se dorește aici și ai vrut să vii la Farul? Da, mi-am dorit. Cum am spus, au fost cele mai scurte negocieri și pentru că aici viitorul înseamnă doar performanță și nimic altceva și în sfârșit mă pot lupta pentru obiective mari, pentru trofee și pentru lucruri mari. Ce îți propui să realizezi în tricou alb-albastru? Îmi propun să fiu decisiv, să ajut echipa și să ne îndeplinim obiectivele și să ne batem pentru trofee normal și pentru lucruri bune. S-au vehiculat mai multe echipe în privința transferului tău, dar iată, vei îmbrăca tricou alb-albastru al Farului. Da, și acum 2 ani am negociat și am spus, am declarat atunci că mi-a părut rău că nu am ajuns la Farul. Sincer, aici mi-am dorit să ajung, aici cred că este o echipa care mi se potrivește foarte mult și pe stilul meu și sunt foarte bucuros că am venit. Cum te-au primit cu echipierii? Foarte bine, cu majoritate mă știam, am fost ori colegi, ori am jucat împotriva lor. Este un grup foarte frumos, un grup tânăr și dornic de performanță. Mai este puțin timp până la reluarea campionatului. Farul a încheiat anul pe poziția 6, loc de play-off, dar cu siguranță își dorește să fie mai sus. Cum vezi tu bătălia pentru pozițiile fruntașe? A fost un campionat foarte echilibrat, toate echipele au fost echilibrate, toată lumea a câștigat cu toată lumea. Eu zic că primul pas este să intrăm în play-off și după care să aspirăm mai sus. Cu siguranță și fanii constanțeni te așteaptă în teren. Ce mesaje ai să le transmiți la început de an? În primul rând, la mulți ani și multă sănătate pentru 2024 și să fie alături de noi și să ne îndeplinim cu toții obiectivele împreună.